Dimineața, onorată asistență, dragi parteneri și colegi, Keystone Moldova va prezenta azi rezultatele cercetării sociologice, politici și practici naționale în domeniul ghiderii în carieră a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. Vreau să menționez că acest studiu sociologic a fost elaborat în cadrul proiectului Parteneriat Transfrontalier pentru ghidarea în carieră inclusivă, implementat de Keystone Moldova în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România și finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului operațional comun România-Moldova 2014-2020 prin intermediul instrumentului european de vecinătate. Deci țin să menționez că autorii acestui studiu sunt doamna Anastasia Oceretnei, doctor în sociologie, conferențiar universitar, și Natalia Cojocaru, doctorant în sociologie. Scopul acestei cercetări a fost analiza politicilor și practicilor naționale în domeniul ghiderii în carieră a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. Metodele de cercetare care au fost aplicate în timpul acestei cercetări au fost analiza de birou, ancheta sociologică, discuții focus group, interviu aprofundat cu experții, cartografia serviciilor de ghidare în carieră din cadrul instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic. Eșantionul acestei cercetări l-au constituit 1111 tineri cu dizabilități, deci de asemenea părinți, experți, cadre didactice de sprijin, psihologi școlari, deci a fost efectuată cartografiere serviciilor de ghidare în carieră din cadrul 115 instituții de învățământ superior și profesional tehnic. Și în acest context vreau să mulțumesc tuturor participanților la această cercetare, pentru că datorită implicării lor active, deci noi am reușit să ajungem la anumite concluzii pe domeniu și la anumite recomandări pentru dezvoltarea în continuare a politicilor și practicilor naționale în domeniul ghiderii în carieră a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. Perioada cercetării a fost februarie-aprilie 2021. Aspectele care au fost analizate în cadrul acestei cercetări sunt profilul persoanelor cu dizabilități care beneficiază de servicii de ghidare în carieră, particularitățile prestării serviciilor de ghidare în carieră pentru persoanele cu dizabilități în cadrul sistemelor educațional, de ocupare a forței de muncă și a sectorului neguvernamental, modalități, frecvență și dificultăți de accesare a serviciilor de ghidare în carieră de către persoanele cu dizabilități, instrumente și metode care au fost aplicate în procesul de ghidare în carieră a persoanelor cu dizabilități din perspectiva cât sunt de accesibile, eficiente și utile aceste servicii, gradul în care serviciile de ghidare în carieră au influențat și continuă să influențeze angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități și, de asemenea, au fost formulate recomandări privind necesitățile de intervenție și fortificarea serviciilor de ghidare în carieră centrat pe nevoile persoanelor cu dizabilități. În acest context, vreau să ofer cuvântul doamnei Anastasia Oceretnei, doctor în sociologie, conferențiar universitar, care deci ne va vorbi despre opiniile tinerilor cu dizabilități privind piața muncii și ghidarea în carieră și ghidarea în carieră în cadrul instituțiilor de învățământ. Mulțumim mult! Poftim, doamna Anastasia! Mulțumesc, doamna Malcoci! Vreau să menționez din start că acest studiu, așa cum s-a menționat, a încercat să releve particularitățile pe mai multe domenii și unul dintre aspectele cheie ține de identificarea scării valorice a tinerilor cu dizabilități. Scara valorică acestora implică o plasare în topul acestei scări a sănătății, fapt explicat prin preocuparea tinerilor cu dizabilități pentru, cu privire la sănătatea proprie, care este o precondiție pentru participarea socială. Totodată observăm că în topul celor 5 valori se regăsesc familia, fericirea, banii și totodată pe locul al 5-lea este plasată valoarea deținerii unui loc de muncă. De asemenea, această poziție a valorii respective în scară este explicată prin dorința tinerilor de a avea un trai independent și de a fi parte a societății. Totodată, obținerea unei profesii este o valoare pentru 82% din tinerii intervievați și
analiza dezagregată a datelor relevă faptul că cei care au beneficiat de servicii de ghidare în carieră valorizează într-o măsură mai mare obținerea unei profesii. Totodată observăm că 80% dintre tinerii cu dizabilități participanți la studiu pun un accent deosebit pe independența de familie și de adulți. Și aici aș vrea să menționez că, indiferent de deficiențele cu care se confruntă aceștia, ei își doresc a fi independenți și conștientizează faptul că, la un moment dat, ar trebui să aibă dezvoltate acele abilități de trai independent pentru a nu fi, pentru a nu fi dependenți de adulți sau de părinți. Chiar dacă marea majoritate a tinerilor valorizează obținerea unui loc de muncă, obținerea unei profesii, studiile sunt valorizate, totuși putem să spunem că două treimi din tinerii participanți la studiu consideră că ar avea nevoie de o formare suplimentară pentru a accede inclusiv pe piața muncii. Ponderea înaltă a acestor tineri relevă faptul că sistemul educațional nu reușește să acopere necesitățile de formare profesională a acestora și cunoștințele și abilitățile formate nu sunt suficiente pentru ca să acceadă în câmpul muncii. De asemenea, fiecare al treilea participant la studiu consideră că nu ar avea nevoie de anumite instruiri suplimentare și acest lucru este sau poate fi argumentat prin carențele la nivel de ghidare în carieră. Astfel, în momentul în care tinerii participă sporadic sau cu o periodicitate mai mică în activitățile de ghidare în carieră, este influențat sau este determinat în primul rând de un nivel redus de informare și de conștientizare a necesității de a se forma profesional pentru a putea ulterior să se angajeze mai ușor în câmpul muncii. De asemenea, studiul a evidențiat faptul că domeniile de formare profesională în care tinerii ar dori să se instruiască suplimentar sunt în mare parte este domeniul IT. Observăm că 20% din tinerii care au indicat această necesitate, în special vorbim de bărbați, iar domenii mai puțin care prezintă interes mai puțin pentru tineri sunt domeniul cofetăriei, a medicinii, educației și altele. Alegerea profesiei este o sarcină destul de dificilă pentru tinerii cu dizabilități și studiul a încercat să măsoare care sunt actorii care ar putea ajuta tinerii în alegerea profesiei, dar și acei actori care consultă și care ajută tinerii în alegerea ocupației sau profesiei. Observăm din datele studiului că în mare parte vorbim despre sursele neformale sau categoriile de actori neformali la care apelează tinerii și mai puțin vorbim despre ajutor din partea actorilor formali sau instituțiilor care ar putea și dețin anumite competențe în acest domeniu. Observăm că aproximativ 43% dintre tineri au spus că Agenția de Ocupare a Forței de Muncă ar putea să-i ajute în a alege corect profesia. Aproximativ 45% menționează instituțiile de învățământ profesional tehnic și totodată fiecare al treilea tânăr a menționat despre contribuția pe care ar putea să o aibă sectorul asociativ în alegerea profesiei corecte. De asemenea, datele relevă faptul că familia, părinții sunt cei care consultă de cele mai multe ori tinerii cu privire la alegerea profesiei și observăm că mai puțin sunt implicați în acest proces anumiți experți, specialiști din Agenția de Ocupare, fapt care relevă necesitatea regândirii serviciilor de ghidare în carieră prestate de anumite instituții. Datele cercetării de asemenea stabilesc că circa două treimi din tinerii cu dizabilități au beneficiat de careva servicii de ghidare în carieră instituționalizate și aici vorbim despre
ghidarea în carieră prestată sau desfășurată de către instituțiile de învățământ, centrele de ghidare din cadrul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă și organizațiile societății civile. Totodată, aproximativ a treia parte dintre tineri cu dizabilități nu au beneficiat de astfel de servicii de ghidare în carieră. Un aspect cercetat în cadrul studiului s-a referit la cauzele nebeneficierii de servicii de ghidare în carieră. Din totalul celor 405 tineri care nu au beneficiat de astfel de servicii, cei mai mulți practic nici nu le-au solicitat și preponderent aceștia sunt tinerii cu dizabilități senzoriale și rezidenții urbelor, scuze, satelor. De asemenea, am putea să menționăm că principalele cauze care determină tinerii să nu beneficieze de astfel de servicii este faptul că nu au știut că există o astfel de posibilitate, mai mult de jumătate din tineri și, de asemenea, observăm că 9% dintre respondenți nu au fost familiarizați cu faptul că există astfel de servicii și totodată, o cauză care creează obstacole în accederea către servicii de ghidare în carieră este starea de sănătate a tinerilor cu dizabilități. De asemenea, atunci când vorbim despre importanța și necesitatea serviciilor de ghidare în carieră, observăm că aproximativ 94% dintre tinerii participanți la sondaj consideră că ghidarea în carieră este una mai degrabă necesară sau foarte necesară pentru tinerii cu dizabilități. Și observăm că tinerii care au beneficiat de ghidare în carieră, ei conștientizează într-o măsură mai mare necesitatea acestor tipuri de activități și servicii pentru tinerii cu dizabilități decât cei care nu au beneficiat de astfel de servicii. Observăm din rezultate că necesitatea beneficierii de servicii de ghidare în carieră este multiplu determinată și putem să evidențiem din date că aproximativ trei pătrimi din tineri își doresc să beneficieze de servicii de ghidare în carieră pentru a-și spori șansele de identificare sau de schimbare a unui loc de muncă și de a-și îmbunătăți competențele profesionale. În special aici am menționat că tinerii din Chișinău, cei care au vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani și cei care au un nivel de educație mai înalt. De asemenea, observăm că o motivație pentru mai mult de jumătate dintre tinerii cu dizabilități este de a-și face cunoscuți noi, adică de a-și extinde rețeaua de cunoscuți și la fel 44% consideră că un motiv a fost de a obține un anumit certificat. Este îmbucurător faptul că mai mult de a treia parte dintre tineri au fost determinați în a beneficia de astfel de servicii pentru a-și putea iniția o afacere proprie. De asemenea, aș vrea să menționez că în cadrul studiului calitativ s-a determinat faptul că cu cât tinerii cu dizabilități mai repede vor fi implicați în servicii și în activități de ghidare în carieră, cu atât ei consideră că ar avea mai multe abilități, va avea posibilitatea să-și formeze mult mai timpuriu abilitățile și să-și determine traseul profesional. În studiul cantitativ s-a determinat că aproximativ 33% dintre tineri consideră că vârsta optimă la care ar putea să se demareze ghidarea în carieră ar fi 15-16 ani sau și 17-18 ani. În studiul de asemenea a permis stabilirea utilității ghidării în carieră și observăm că grație implicării în astfel de servicii și activități a sporit nivelul de calificare pentru fiecare al treilea tânăr. De asemenea, o importanță deosebită a implicării în astfel de servicii ține de, propriu zis, participarea acestor tineri în activități generatoare de venit. Datele evidențiază faptul că
aproximativ 3 pătrimi din tineri au fost implicați în astfel de activități după ce au beneficiat de servicii de ghidare în carieră. Și doar o pătrime din aceștia au reușit să se implice în activități generatoare înainte de a beneficia de astfel de servicii. Totodată, trebuie să menționăm că fiecare al treilea tânăr din care a fost implicat în activități generatoare devenit și au beneficiat de ghidare în carieră, s-a angajat în domeniul recomandat de specialiști în ghidare în carieră, iar cea mai mare parte sunt cei care nu s-au angajat în domeniul în care a fost recomandat de către specialistul respectiv. Fapt care confirmă încă o dată că ghidarea în carieră și serviciile de ghidare în carieră nu sunt în totalitate adaptate la necesitățile și la nevoile persoanelor cu dizabilități și corespunderea dintre nevoile acestora și necesitățile pieței muncii. De asemenea, observăm că mai mult de jumătate dintre tinerii care au participat la studiu și au fost implicați în activități generatoare de venit au întâmpinat dificultăți în a se angaja în câmpul muncii, chiar și după ce au fost ghidați profesional. Și această constatare poate fi explicată prin faptul că serviciile de ghidare nu sunt eficiente. Există o slabă solicitare pe piața muncii a meseriilor și a profesiilor în care sunt formați profesional tinerii cu dizabilități și totodată există o slabă corelare a abilităților acestor persoane cu cerințele pieței muncii. Participarea pe piața muncii a tinerilor cu dizabilități este unul dintre drepturile fundamentale ale acestora și analiza datelor și a situației din Republica Moldova demonstrează că sunt întreprinse anumite măsuri pentru a se crea locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Totuși, observăm că doar 16% dintre tinerii cu dizabilități consideră că în Republica Moldova sunt locuri suficiente de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Și în legătură cu aceasta, un aspect pe care s-a axat studiul a fost autoevaluarea gradului de pregătire a acestora pentru a accede pe piața muncii. Și putem să spunem că jumătate din aceștia consideră că ei sunt pregătiți, suficient pregătiți, în schimb, cealaltă jumătate spun că nu sunt pregătiți pentru a putea activa în câmpul muncii. De asemenea, observăm că nivelul cel mai redus de autoevaluare a pregătirii pentru a accede pe piața muncii a fost înregistrat în rândul persoanelor cu dizabilități severe. Și totodată vorbim despre tinerii cu dizabilități intelectuale, cei din mediul rural, din zona de nord și cei care au un nivel scăzut de educație. Putem să menționăm că angajarea în câmpul muncii a acestor persoane este o provocare și rămâne în continuare necesar ca să se identifice anumite mecanisme prin care să se îmbunătățească nivelul de ocupare al acestor persoane. De asemenea, studiul a evidențiat că peste aproximativ 40% dintre tineri au activat o perioadă scurtă, mai puțin de un an de zile, iar fiecare al treilea respondent are o experiență de muncă de cel puțin 4 ani. Și, prin urmare, putem menționa că există o anumită problemă de a accede la locurile de muncă și acest lucru este determinat inclusiv de gândirea stereotipă care există astăzi, de asemenea faptul că angajatorii încă nu sunt pregătiți suficient pentru ca să asigure acel mediu accesibil pentru persoanele cu dizabilități în funcție de tipul de dizabilitate. De asemenea, există o nedorință a persoanelor cu dizabilități de a se antrena în activități de muncă și, de asemenea, faptul că
Nu există o ofertă suficient de bună a locurilor de muncă, în special aici vorbim despre mediul rural. În identificarea unui loc de muncă, tinerii au apelat la diferite modalități. Cel mai des observăm că ei apelează iarăși la sursele neformale, la familie, la prieteni, la colegi. Și, practic, observăm că fiecare al patrulea tânăr, el apelează la membrul, la părinte pentru ca să, la un membru din familie pentru a putea să acceadă la un loc de muncă. Dar, însă, există o serie de cazuri când tinerii, familia, totuși nu oferă suficient suport pentru ca să acceadă la locurile de muncă, fiind determinat de o serie de cauze. În același timp, putem să menționăm că în identificarea unui loc de muncă, tinerii mai apelează la anumite site-uri specializate și, la fel, doar 6% au apelat la agenția de ocupare pentru a-și identifica un loc de muncă. Observăm de asemenea că există o serie de probleme cu care se confruntă tinerii în angajare în câmpul muncii și aici vorbim despre salariile mici și alte cauze pe care sunt prezentate în studiu. În un domeniu important de cercetare a fost modul în care are loc ghidarea în carieră în sistemul educațional și putem să menționăm că două treimi din tinerii din intervievați au beneficiat de astfel de servicii de ghidare în carieră în sistemul educației la diferite nivele și observăm că o pondere mai înaltă de beneficiere în sistemul educațional de ghidare în carieră o înregistrează tinerii cu dizabilități medii și de asemenea observăm că cel mai scăzut nivel este înregistrat în rândul persoanelor cu dizabilități intelectuale, dat fiind faptul că sau demonstrează că sistemul educațional încă nu este pregătit pentru integrarea acestor persoane. De asemenea, un alt aspect la care vrem să menționăm este că în funcție de tipul de instituție, observăm că cei mai mulți tineri au beneficiat de servicii de ghidare în carieră în instituțiile de învățământ general și scade participarea lor în astfel de servicii la nivelul învățământului profesional tehnic și nivelului superior, dat fiind faptul că inclusiv accederea către aceste trepte ale învățământului este mult mai scăzută. În cazul treptei învățământului general, observăm că cei mai mulți tineri sunt implicați la treapta gimnazială și mai puțin la celelalte trepte. Preponderent, activitățile de ghidare în carieră sunt realizate în cadrul disciplinilor. Cel mai mult a fost menționată disciplina de educație fizică, dezvoltare personală, dar totuși studiul a evidențiat caracterul incoerent, dispersat și sporadic al activităților de ghidare în carieră în instituțiile de educație. Subiectele discutate în cadrul activităților de ghidare în carieră în instituțiile de învățământ sunt destul de diverse, dar observăm că în funcție de instituțiile de învățământ general, cel mai mult la treapta generală se discută despre cele mai solicitate profesii, abilitățile necesare pentru anumite profesii. Iar ponderea tinerilor care au fost implicați în discuții pe aceste teme la celelalte niveluri este destul de scăzută. La fel, printre aspectele practice ale ghidării în carieră în instituțiile de învățământ, observăm că cel mai des sunt în elaborarea de CV-ul și de scrisoare de intenție. În același timp, periodicitatea cu care au loc discuțiile cu privire la aspectele de ghidare în carieră în cadrul instituțiilor de învățământ, observăm că cea mai mare pondere o înregistrează tinerii care au fost implicați de 2-3 ori și de 4 sau mai multe ori. Totuși, observăm că ponderea celor care au participat doar o singură dată este destul de înaltă. În același timp, în cadrul activităților de ghidare în carieră, li s-au
informat despre profesii și cel mai des profesiile care au fost recomandate de cadrele de, și de specialiști din școli este domeniul IT, medicină, educație și alte domenii. Anterior s-a menționat faptul că studiul s-a axat și pe cercetarea serviciilor de ghidare în carieră prestate în centrele de ghidare din instituțiile de învățământ. Din totalul celor 115 instituții de învățământ profesional, tehnic și superior, s-a identificat un număr de 25 de centre, care, dintre care cele mai multe sunt instituite în învățământul superior, care, și dintre care o activitate de funcționare acestora este de până la 10 ani. La fel, un aspect al studiului ține de faptul că în aceste centre aproximativ 30% dintre specialiști sunt specialiști în ghidare în carieră și totodată o pondere foarte mică de aproximativ 35% dintre aceste persoane au beneficiat de instruiri tematice. Ceea ce relevă faptul că în aceste centre este nevoie de a se fortifica capacitățile acestor specialiști pentru a se adapta metodele de lucru la nevoile persoanelor cu dizabilități. Vreau să menționez din start că aceste date au fost colectate prin intermediul persoanelor responsabile de aceste centre din cadrul instituțiilor respective. Pe parcursul a 2 ani de studii, observăm că ponderea tinerilor cu dizabilități care au fost implicați în servicii de ghidare în carieră în aceste centre este destul de scăzută, cel aproximativ 1% din toți beneficiarii sunt elevi și studenții cu dizabilități, dar cel mai important este să menționăm că aproximativ 9-10 centre pe parcursul acestor 2 ani de zile nu au avut nicio persoană cu dizabilități în rândul persoanelor beneficiare a serviciilor prestate de aceste centre. O problemă pe care am sesizat-o este slaba dotare și infrastructura neaccesibilă în totalitate pentru persoanele cu dizabilități. Observați că doar 16% din aceste centre au o rampă accesibilă pentru persoane cu dizabilități și doar 5%, 5 centre au un ascensor. Vreau să menționez că mare majoritate a centrelor se află la parter, o parte care se află la nivelele superioare, atunci când vin tinerii cu dizabilități, o persoană coboară la parter pentru a presta anumite servicii, ceea ce reprezintă un aspect discriminatoriu al tinerilor cu dizabilități. De asemenea, putem să menționăm că dotarea tehnico-materială acestor centre este destul de precară. Observăm că materialele în format auditiv sunt deținute de 11 centre, 10 centre au platforme de ghidare în carieră și totodată, din date, observăm că este nevoie în continuare de a dota aceste centre pentru ca să poată să presteze servicii adaptate nevoilor cu dizabilități. Și observăm că mai mult de 30% din centre, din personalul acestor centre, au menționat că ar avea nevoie de instruiri suplimentare pentru a putea să presteze servicii de calitate pentru tinerii cu dizabilități. În continuare, aș vrea să menționez că există o serie de bariere în asigurarea ghidării în carieră în cadrul sistemului de educație, o parte pe care le-am menționat, dar cert este faptul că o bariere în continuare țin de lipsa acestei colaborări intersectoriale, de faptul că există încă o lipsă de informații în formate accesibile, în special atunci când vorbim despre persoanele cu dizabilități senzoriale și intelectuale. Există anumite carențe în reglementarea serviciilor de suport, lipsa unor metodologii clare și o problemă și o barieră importantă este gândirea stereotipă și nepregătirea încă societății pentru a accepta tinerii cu dizabilități atât în sistemul educațional cât și pe piața muncii. Mulțumim foarte mult, doamna Ocerednă, pentru prezentarea comprehensivă a opiniilor tinerilor cu dizabilități privind piața muncii și ghidarea în carieră și despre ghidarea în carieră în cadrul instituțiilor de învățământ, din prezentarea care ne-ați oferit-o dumneavoastră. Practic, deci am înțeles că, deși s-au făcut anumite eforturi în domeniu, deci accesul tinerilor cu dizabilități, în special a celor din mediul rural și tinerii cu deci probleme de senzoriale, este destul de limitat la serviciile de ghidare în carieră și
acest acces limitat deci este deci determinat în primul rând de nivelul redus de informare despre serviciile de ghidare în carieră, despre este argumentat de asemenea de serviciile insuficiente de ghidare în carieră, serviciile neadaptate la nevoile diferitor categorii de persoane cu dizabilități, accesibilitatea fizică redusă a centrelor de ghidare în carieră și, evident, un lucru foarte important, lipsa sau insuficient, un nivel redus de colaborare intersectorială dintre diferite domenii și sectoare pentru a sprijini ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități. În acest context, oferim în continuare cuvântul doamnei Natalia Cojocar, care ne va vorbi despre rezultatele cercetării privind ghidarea în carieră în cadrul ANO FEMEI, Agenției Naționale Ocupării Forței de Muncă, și ghidarea în carieră, deci cu suportul ONG-urilor din țară. Poftim, doamna Cojocar. Mulțumesc. Deci eu voi continua prezentarea rezultatelor cercetării noastre și mă voi referi la serviciile de ghidare prestate de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și subdiviziunile sale teritoriale. Deci de acum încolo, când mă refer la ANO FEMEI, am în vedere atât agenția cât și subdiviziunile sale teritoriale. Trebuie să menționez că serviciile de ghidare în carieră prestate de ANO FEMEI sunt, deci, toate, practic toate subdiviziunile de Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă prestează servicii de ghidare în carieră. În același timp, rezultatele studiului nostru arată că doar 7% din persoanele cu dizabilități au beneficiat de serviciile de ghidare în carieră prestate de ANO FEMEI pe parcursul ultimilor 5 ani. Adică doar 73 de respondenți din acei 1111 pe care i-am chestionat. Distribuția sau profilul sociodemografic al beneficiarilor de servicii, reieșind din acest număr, este următoarea. Deci mai mult bărbații decât femeile au beneficiat de aceste servicii, respectiv 56% bărbați, 44% femei. În special beneficiază de servicii, au beneficiat de servicii persoanele din mediul urban, din orașe. Practic 67% au accesat serviciile de ghidare în carieră ale ANO FEMEI și doar 33% din persoanele cu dizabilități din mediul rural. În funcție de vârstă, evident, cu cât e mai mare vârsta, cu atât mai mulți beneficiari de servicii am avut printre persoanele cu dizabilități. Și în funcție de gradul de dizabilitate, cei mai puțini care au accesat serviciile de ghidare au fost persoanele cu grad sever al dizabilității, 19%, iar persoanele cu grad accentuat au constituit 56% și cei cu grad mediu 25%. În funcție de tipul de dizabilitate, cei mai puțini clienți ai serviciilor de ghidare în carieră prestate de ANO FEMEI sunt persoanele cu dizabilitate senzorială. Fiind întrebați cum s-au adresat la serviciile de ghidare în carieră prestate de ANO FEMEI, cei mai mulți respondenți au menționat că s-au adresat din propria dorință, deci 64%, și puțini au fost referiți către aceste servicii, deși există, deci exact ceea ce spunea anterior doamna Ludmila Malcoci, există o cooperare proastă interinstituțională, prin urmare asta se demonstrează inclusiv prin această diagramă. Serviciile prestate în cadrul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă sunt diverse. Este vorba despre servicii de informare, servicii de evaluare și testarea abilităților, servicii de suport în elaborat, deci în marketing personal și așa mai departe. Cu toate acestea, datele demonstrează că, de regulă, serviciile de care au beneficiat persoanele cu dizabilități au fost serviciile de informare pe diferite aspecte. Da? Deci, practic, 68% au menționat că au fost informați cu privire la ocupații, profesii și meseriei, 48% au beneficiat de informare despre posibilitățile de instruire oferite de ANO FEMEI și subdiviziunile teritoriale, 45% au fost informați cum să-și caute un loc de muncă,
În același timp, ponderea celor care nu au primit informare pe aceste segmente este destul de mare. Deci, mai mult au fost cei care nu au beneficiat de instruire cu referire la cum să cauți un loc de muncă, 52% în comparație cu doar 45% care au fost instruiți sau informați pe acest segment și tot așa. Deci, în ceea ce privește alte tipuri de servicii, de exemplu, testarea abilităților pentru a evalua profilul vocațional sau suport în marketing personal, acestea au fost mult mai puțin accesate de către persoanele cu dizabilități. De exemplu, doar 32% dintre tinerii cu dizabilități au menționat că li s-a testat abilitățile în cadrul serviciilor de ghidare prestate de Anofemie, comparativ cu 56% care nu au beneficiat de aceste servicii. Doar 25% sau doar fiecare al patrulea a menționat că a beneficiat de suport în marketing personal, adică elaborarea unui CV, a scrisorii de motivație și așa mai departe, în comparație cu 67% care nu au beneficiat de acest tip de suport. Ori acestea sunt niște aspecte practice, de care practic persoanele cu dizabilități nu au putut să beneficieze. Este important de menționat că serviciile, deci în cadrul Anofemiei există o platformă de testare a abilităților persoanei cu dizabilități care permite ulterior să fie elaborat profil vocațional al acesteia, platforma Casper, dar problema este că această platformă există doar într-o singură subdiviziune, subdiviziunea din Chișinău, respectiv accesul persoanelor din alte localități este limitat din diferite motive, o să le menționez și un pic mai târziu. Astea sunt legate de deplasare, bani și așa mai departe. Și în afară de asta, o altă problemă legată de acest instrument se referă la faptul că platforma Casper nu poate fi utilizată decât în cazul persoanelor cu dizabilități fizice. Deci pentru dizabilitățile senzoriale și intelectuale ea nu este adaptată. Referitor la accesibilitatea serviciilor de ghidare în carieră prestate de către subdiviziunile ANOFEME, avem niște probleme cu... Ok, sper că se aude. Noi am încercat să măsurăm în ce măsură persoanele cu dizabilități au fost satisfăcute de accesibilitatea serviciilor. Și iată care au fost rezultatele. Deci am evaluat. Noi am evaluat instrumentele utilizate de către Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă în evaluarea abilităților, informațiile prezentate către beneficiari atunci când sunt prestate servicii și limbajul utilizat. Și observăm că cei mai mulți dintre beneficiarii cu dizabilități au menționat, deci au rămas în principiu, sau au menționat că acestea au fost accesibile, da? Deci 53% au declarat că instrumentele utilizate de personal sunt accesibile pentru ei, că 55% au menționat că informațiile prezentate au fost accesibile și practic două treimi dintre respondenți au menționat că și limbajul utilizat a fost accesibil. Doar că, aici este un doar, trebuie aceste date interpretate cu atenție, pentru că totuși eșantionul persoanelor care au beneficiat de servicii de ghidare în carieră este foarte mic, doar 7% dintre toți respondenții. Deci asta e pe de-o parte. Și pe de altă parte, majoritatea celor din acești 7% sunt totuși persoane cu dizabilități fizice, pentru care la nivel informațional, la nivel de utilizare a instrumentelor și a limbajului nu sunt necesare deci eforturi mari de a accesibiliza aceste aspecte. Deci acest lucru trebuie luat în calcul atunci când interpretăm aceste date. Deci persoanele cu dizabilități, sunt sigură că dacă dintre utilizatorii serviciilor de ghidare ar fi mai mare ponderea celor cu dizabilități senzoriale sau intelectuale, datele ar fi fost altele. Referitor la gradul de satisfacție a tinerilor cu dizabilități față de serviciile de ghidare în carieră,
prestate de an o femeie. Iarăși, vedem că majoritatea s-au arătat satisfăcuți de modul în care au interacționat cu specialiștii, modul în care specialiștii serviciilor au comunicat cu ei. Deci vedem, practic, 90% dintre respondenți au arătat mulțumiți sau foarte mulțumiți de amabilitatea specialiștilor. Iarăși, aproape 80% s-au arătat mulțumiți, satisfăcuți de profesionalismul acestora. Totodată, iarăși, și aceste date trebuie interpretate cu atenție din aceleași motive, că eșantionul este mic, adică numărul de persoane care totuși au reușit să acceseze aceste servicii este mic și dintre ei majoritatea sunt persoane cu dizabilități fizice. În același timp, dacă ne referim la componenta dotării tehnico-materiale, vedem că ponderea scade considerabil. Deci avem față de datele de mai sus, unde cel puțin 80% declarau că sunt satisfăcuți de comunicarea cu specialiștii, referitor la dotarea tehnico-materială, deci avem doar 2/3 dintre tineri care s-au arătat satisfăcuți. În același timp, practic fiecare al cincilea respondent s-a arătat nemulțumit de acest aspect, iar un alt cinci, deci alții, fiecare al cincilea respondent nu mai ține minte în ce măsură era dotată sau nu deci serviciu de ghidare în carieră. Totodată, față de activitățile prestate de către serviciile de ghidare, vă spuneam anterior că sunt mai multe categorii, informare, suport în marketing personal, testarea abilități și așa mai departe, iarăși ponderea este mai mică, deci avem doar jumătate dintre respondenți care s-au arătat mulțumiți și totodată practic 23% dintre respondenți care au rămas nemulțumiți de aceste activități. Și cu referire la accesibilitatea fizică a serviciilor de ghidare, ponderea este și mai mică, deci această componentă a obținut, a fost mai rar menționată de către respondenții cu dizabilități. Cu referire la eficiența serviciilor de ghidare în carieră, prestate de către Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, cei mai mulți respondenți au declarat că sunt mai degrabă, aceste servicii sunt cu siguranță sau mai degrabă eficiente, deci avem practic 60% dintre acești, din răspunsurile respondenților. Iarăși, atenție, eficiente, atenție la eșantionul respondenților și caracteristicile acestuia. Bariere, fiind întrebați de, apropo, dacă comparăm aceste date prin care oamenii declară că sunt într-adevăr mai degrabă cu siguranță eficiente serviciile și datele cu referire la barierele în accesarea serviciilor, vedem că rezultatele sunt un pic diferite. Deci, referitor la bariere, fiecare al treilea a menționat că nu are resurse financiare suficiente ca să acceseze serviciile de ghidare în carieră, ori cel puțin, mai ales pentru beneficiarii din mediul rural, ca să ajungă la serviciile de ghidare care sunt prestate de regulă în centrele raionale, au nevoie de bani pentru deplasare. Și 30% au declarat că nu dispun de aceste, deci nu dispun de aceste resurse și din cauza asta este mai dificil să meargă să acceseze aceste servicii. Fiecare al patrulea respondent, deci practic 23%, a menționat că nu poate accesa servicii pentru că lipsesc informații cu privire la disponibilitatea acestora. Nu știu de unde să găsească informații cu privire la serviciile de ghidare ale ANOFM. 21% au declarat că nu sunt specialiști calificați care să presteze servicii persoanelor cu dizabilități. Fapt confirmat și de reprezentanții Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, care au declarat că odată cu reforma din 2018 prin care a trecut agenția, numărul angajaților care erau responsabili de lucrul cu persoanele cu dizabilități a scăzut considerabil. Deci, practic, sarcinile
de lucru, deci sarcinile referitoare la comunicarea și lucrul cu persoanele cu dizabilități au fost puse în sarcina altor angajați, deci practic s-a dublat efortul lor și nu în ultimul rând, din cauza salariilor mici, în cadrul ANOFEMIE există o fluctuație mare de cadre, prin urmare este nevoie într-una de formare profesională continuă pentru personalul ANOFEMIE ca să poată presta servicii de calitate. Așa, deci o altă barieră cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în accesarea serviciilor de ghidare se referă la lipsa unei colaborări instituționale dintre ANOFEMIE și sectorul educațional, la care ne-am mai referit și anterior. Acum, cu referire la ce îmbunătățiri sunt necesare în asigurarea accesului la serviciile de ghidare în carieră ale ANOFEMIE, tinerii cu dizabilități au referit la următoarele. 67% au declarat că este nevoie ca serviciile să fie prestate centrat pe nevoile persoanei cu dizabilități. 60% au declarat că specialiștii care comunică și prestează servicii trebuie să fie mai bine pregătiți și practic jumătate dintre respondenți, 49%, au declarat că este nevoie ca serviciile de ghidare să fie dotate cu instrumente și materiale necesare pentru a presta, pentru a lucra cu această categorie de persoane. Acum, în continuare, am să mă refer pe scurt la implicarea sectorului asociativ în dezvoltarea domeniului de ghidare în cariera tinerilor cu dizabilități. Și am să zic următoarele. Din total eșantion, doar 4% dintre tinerii cu dizabilități au beneficiat de activități de ghidare în carieră în cadrul anumitor organizații ale societății civile. În ultimii ani există mai multe organizații care lucrează în acest domeniu, dar totuși sunt, deci, puține persoane au reușit să beneficieze de aceste servicii. Unul din motivele de bază este, iarăși, faptul că serviciile sunt prestate în special în Chișinău, acolo unde este o concentrație mai mare a organizațiilor societății civile care prestează aceste servicii, respectiv există dificultăți de deplasare și de accesare a acestora. Cu referire la accesibilitatea serviciilor de ghidare în carieră evaluată de persoanele cu dizabilități, 80% au fost satisfăcute de acest aspect, au declarat că sunt accesibile serviciile prestate de OSCE-uri, că instrumentele utilizate de către organizațiile societății civile în procesul de prestare a serviciilor de ghidare sunt accesibile. 77% au declarat că informațiile pe care le prezintă sunt accesibile și 86% au declarat că limbajul utilizat de prestatorii de servicii de ghidare în carieră din rândul sectorului asociativ este accesibil. Totodată, printre barierele menționate, deja am spus-o asta și anterior, 48% au declarat că ONG-ul se află în altă localitate, prin urmare este o dificultate pentru a se deplasa acolo. Transportul public nu este accesibil, deci nu este vorba doar de faptul că nu au resurse financiare să meargă până la ONG, dar și transportul public nu este accesibil. Fapt menționat de 42%, în afară de asta, în multe sate, transportul circulă doar de dimineață și revine la o anumită oră, fapt care nu este convenabil, prin urmare, aceasta limitează cumva accesarea serviciilor. Fiecare al treilea nu accesează serviciile din cauza că nu știu că acestea există și fiecare al cincilea, 21%, chiar nu manifestă interes pentru serviciile de ghidare în carieră. Așa, deci înainte de a oferi cuvântul doamnei Ludmila să vină cu recomandări, vreau să mai punctez câteva, pentru că recomandările o să fie legate de
constatările pe care o să le menționez. Deci, chiar dacă în ultimii ani cadrul normativ și instituțional pe domeniul ghidării în carieră pentru persoanele cu dizabilități s-a dezvoltat, totuși lipsește o concepție clară și consolidată de prestarea serviciilor de ghidare în carieră pentru persoanele cu dizabilități. Lipsesc niște metodologii clare de lucru centrate pe corelarea pieței muncii și a nevoilor persoanelor cu dizabilități. Există carențe în reglementarea serviciilor de suport pentru persoanele cu dizabilități care i-ar ajuta să acceseze serviciile de ghidare în carieră. Și chiar dacă rețeaua instituțională care prestează servicii de ghidare este variată, da, spuneam, sectorul educațional, sectorul de ocupare a forței de muncă, organizațiile societății civile prestează aceste servicii, totuși în interiorul rețelei se atestă o slabă cooperare, fapt care determină o intervenție segmentară pe domeniul ghidării în carieră a persoanelor cu dizabilități. Și nu în ultimul rând vreau să mă refer la faptul că nu există o delimitare clară a responsabilităților diferitor instituții și diferitor specialiști cu atribuții în domeniul consilierii în carieră. Deci și evident lipsește un cadru bugetar clar de finanțare a serviciilor de ghidare în carieră. Mulțumesc foarte mult, Natalia. Deci, mulțumesc foarte mult încă o dată pentru această prezentare și vreau să accentuez încă o dată faptul că, de fapt, avem o situație așa, deci, destul de dezastroasă în domeniul ghidării în carieră. Deci, mă gândeam acum, ascultându-te, doar că avem, în general, probabil că doar vreo 9% din tinerii cu dizabilități care au accesat vreodată servicii de ghidare în carieră atât de la ANOFM cât și de la ONG-uri. Deci peste 90% din tinerii cu dizabilități practic nu au avut posibilitatea să acceseze aceste servicii și deci avem tineri cu dizabilități sau grupuri de tineri cu dizabilități, cum ar fi cei din mediul rural, cei cu dizabilități intelectuale, cei cu dizabilități senzoriale, care în general nu au deloc acces la servicii de ghidare în carieră, din considerentul că aceste servicii practic nu sunt accesibile pentru aceste grupuri de tineri din cauza surselor financiare limitate ale tinerilor de a se deplasa la servicii care sunt amplasate deci destul de departe de locul de trai a acestor tineri, din cauza faptului că serviciile nu sunt adaptate și nu sunt, deci majoritatea materialelor nu sunt prezentate în limbaj accesibil, din cauza faptului că deci specialiștii din cadrul acestor servicii nu cunosc nevoile de bază ale acestor grupuri de tineri și de asemenea deci nu pot transmite informația într-un limbaj accesibil. Și din cauza că, deci, de fapt, avem doar o singură platformă, Casper, în Chișinău, care ar putea să ajute cumva să identifice nevoile persoanelor cu dizabilități și abilitățile persoanelor cu dizabilități care ar vrea să se angajeze în câmpul muncii, dar și această platformă, de asemenea, deci nici de cum nu poate să ajute grupurile de tineri menționate mai sus, pentru că nu există instrumente de evaluare a deci nevoilor și abilităților acestor tineri. În acest context, deci studiul vine și cu o serie de recomandări privind îmbunătățirea situației în domeniul ghidării în carieră la diferite etape. Deci, dumneavoastră, vedeți probabil pe acest slide mai multe recomandări. Eu o să mă refer la câteva din ele pe care le considerăm foarte importante. Și, în primul rând, aș vrea să menționez necesitatea dezvoltării unei concepții clare și consolidate de prestarea serviciilor de ghidare în carieră pentru persoanele cu dizabilități. Fără acest concept clar și consolidat, este practic imposibil de a dezvolta deci, un sistem de servicii de ghidare în carieră comprehensiv la nivel de țară. În al doilea rând, menționăm necesitatea dezvoltării unor mecanisme de implementare a prevederilor legale. Avem cadrul legal foarte bun în domeniu, care s-a dezvoltat în ultimii ani foarte bine, dar din păcate nu există încă mecanisme elaborate
cum putem implementa aceste prevederi legale pentru a asigura un acces eficient a copiilor și tinerilor cu dizabilități la serviciile de ghidare în carieră și mai apoi pe piața muncii. De asemenea, aceste mecanisme trebuie să fie foarte comprehensive, așa care sistemic să ne ajute să implementăm deci ghidarea în carieră la nivel de țară. Nu în ultimul rând aș vrea să menționez reglementarea serviciilor de suport pentru persoanele cu dizabilități în învățământul post-liceal și instituirea unităților de cadru didactic de sprijin la aceste nivele, pentru că aici persoanele cu dizabilități, în special cei cu dizabilități severe și accentuate, au nevoie de acest suport la acest nivel. De asemenea, aș vrea să menționez necesitatea dezvoltării unor programe de educație parentală în domeniul orientării și ghidării în carieră a copiilor și tinerilor cu dizabilități. Aceste programe sunt foarte importante, mai ales dacă conștientizăm și înțelegem în rezultatul cercetării. De fapt, părinții sunt acei care sunt mai aproape de acești copii și care, de unde acești copii se informează. Deci, cum ar putea să acceseze deci, ghidarea, serviciile de ghidare în carieră și sunt orientați de părinți în ceea ce privește deci, angajarea în câmpul muncii. De asemenea, este foarte importantă instituirea unor unități de consilier în ghidare în carieră și reglementarea atribuțiilor acestuia. Acești consilieri de ghidare în carieră, deci sunt foarte importanți pentru că ei ar putea să ajute tinerii cu dizabilități la etapa aceasta de deci orientare profesională, precum și nemijlocit la etapa de integrare în piața muncii, de identificare a deci locurilor de muncă care sunt pe potrivă și în funcție de nevoile acestor persoane cu dizabilități. Este necesară o finanțare adecvată a domeniului ghidării în carieră pentru implementarea legislației în domeniu, care este foarte bună. Sunt necesare de asemenea digitalizarea serviciilor de ocupare deci, pentru a presta și monitoriza deci, mai bine aceste servicii. Noi vorbim despre serviciul de ocupare din cadrul ANOFEMIE, deci aceasta ne-ar ajuta foarte mult să vedem deci, care este, spunem așa, traseul nemijlocit al persoanelor cu dizabilități care vor să se angajeze în câmpul muncii. De asemenea, menționăm necesarea accesibilizării materialelor de ghidare în carieră pe platforma paginilor web ale instituțiilor pentru a le face accesibile grupurilor de persoane cu dizabilități care au un acces mai redus și sunt mai segregate din perspectiva aceasta, accesului la deci, serviciile de ghidare în carieră. Avem nevoie de asemenea de integrarea ghidării în carieră la toate nivelurile și ciclurile educaționale pentru a crea un capital uman performant și deci, este necesară dotarea rețelei instituționale cu materiale și instrumente pentru o bună organizare și prestare serviciilor de ghidare care să fie cât mai aproape de persoanele cu dizabilități și să aibă la bază o analiză cost-beneficiu. Vorbim nu numai de cost financiar, dar vorbim de asemenea și de cost social. Noi vă mulțumim foarte mult și vrem să menționăm că materialele acestui studiu vor fi distribuite pe pagina web a Keystone Moldova și de asemenea deci vor fi publicate deci, într-un raport așa comprehensiv care va fi distribuit atât la biblioteci cât și în instituțiile de învățământ și în mediul societății civile. Vă mulțumim foarte mult și cine este interesat, deci contactează pagina web a Keystone Moldova. Mulțumim!